Olena Zelenski a vorbit despre cum a primit familia ei vestea că rușii au pornit războiul. Prima doamnă a Ucrainei a desvăluit ce a spus Volodymyr Zelenski atunci când prima bombă a căzut. Olena Zelenski a vorbit pentru prima dată cu jurnaliștii de la Vogue în 2019, la scurt timp după ce soțul ei a fost ales președinte al Ucrainei. La trei ani de atunci, prima doamnă a fost intervievată din nou de revistă, într-un alt context, cel al războiului declanșat de Rusia în țara sa. Soția lui Volodymyr Zelenski a oferit detalii despre ziua premergătoare a atacului nemilos al rușilor în care viața în Ucraina avea alt curs. Îmi amintesc începutul foarte bine, era o zi normală de lucru, copiii se întorceau de la școală, treburi gospodărești obișnuite. Ne pregăteam pentru următoarea zi de școală. Eram încordați, au fost multe discuții peste tot despre o posibilă invazie. Dar până în ultima clip a fost imposibil de crezut că acest lucru se va întâmpla în secolul 21, în lumea modernă, a dezvăluit prima doamnă a Ucrainei. Ziua atacului a fost una de o intensitate puternică, spune Olena Zelenski, și a schimbat de tot datele problemei. Prima doamnă a dezvăluit ce a spus Volodimir Zelenski atunci. M-am trezit undeva între orele 4 și 5 din cauza unui zgomot. Nu mi-am dat seama imediat că este o explozie. Nu am înțeles ce poate fi. Soțul meu era în pat, dar când m-am ridicat, l-am văzut imediat îmbrăcat într-un costum ca de obicei. A început. Asta este tot ce mi-a spus. A mai mărturisit Olena Zelenski.